informația momentului. Victor Pițurcă a fost reținut de procurorii DNA, potrivit unor surse. Colega mea Delia Bulgaru vine cu toate informațiile. Delia, ce ai reușit să afli, despre ce dosar e vorba, care sunt acuzațiile? Bun găsit, este vorba despre un dosar în care au fost achiziționate măști neconforme care au fost livrate în spitalele MAPN. Este vorba despre un contract în valoare de 11 milioane de lei prin care au fost achiziționate 1 milion de măști chirurgicale FFP1, 300.000 de măști FFP2, 100.000 de măști FFP3, 10.000 de viziere și 50.000 de ochelari de protecție. Medicii de la Spitalul Ana Aslan, care avea bolnavi de COVID, a transmis că măștile pe care le-ar fi primit de la această firmă a lui Victor Pițurcă ar fi fost neconforme și de proastă calitate. Elasticul s-ar fi rupt foarte ușor, exact ca la unele măști ieftine. Și vedem că au fost astăzi audieri la DNA, în urma cărora Victor Pițurcă a fost reținut. Ne îndreptăm și noi acum spre sediul Direcției Naționale Anticorupție pentru a afla cât mai multe detalii. O să revenim la acest subiect, Delia.